Ziua, sunt Diana Mitar, redactor la știri pentru copii, iar astăzi ne întâlnim să vorbim despre o nouă meserie. Alături de mine l-am pe David Giurgiu, care e de meserie gemolog și e poate unul dintre cei mai tineri oameni cu care noi am avut interviuri până acum pentru rubrica aceasta. Bună, David! Bună ziua! Mă numesc David Giurgiu, după cum s-a spus mai devreme, sunt gemolog specialist și student doctorant la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, doctoratul meu fiind pe trasabilitatea diamantelor cu proprietatea de gemă din Africa de Sud. Spune-ne, te rog, în primul rând, ce este pe înțelesul copiilor gemologia? Gemologia este știința care se ocupă cu studierea cu identificarea, clasificarea și certificarea pietrelor prețioase, în special diamantele. Am înțeles. Ce înseamnă tot pe înțelesul copiilor să fii gemolog? Gemologul se ocupă cu identificarea pietrelor prețioase, clasificarea și certificarea lor, după cum am spus mai înainte, și acesta oferind o vastă gamă de informații publicului care nu cunoaște unele informații tehnice despre pietre prețioase. Am înțeles. E gemologia de mai multe feluri? Gemologia este o subdiviziune indirectă a geologiei. Geologia are mai multe ramuri, cum ar fi sedimentologia, paleontologia și așa mai departe, printre aceste ramuri fiind și mineralogia. O diviziune a mineralogiei este gemologia. Gemologia nu este de mai multe tipuri, aceasta fiind o subdiviziune indirectă a geologiei. Spune-ne, te rog, care e diferența între un gemolog și un bijutier? Gemologul se ocupă cu pietre prețioase, iar bijutierul se ocupă cu metale prețioase. Totodată, gemologia este o știință, bijuteria este o artă și un meșteșug. Totodată, șlefuirea de pietre prețioase este considerată tot o artă și un meșteșug. Totuși, bijuteriile sunt făcute din pietre prețioase. Să înțeleg că ele ajung la bijutier de la voi, gemologii. Cum deci, ajung pietrele prețioase în bijuterii ca mai apoi să fie puse unui inel, unui colier, nu știu? În primul rând, pietrele prețioase sunt extrase din mină. Sunt vândute la dealeri, dealerii vând la bijutieri și de obicei, înainte de această vânzare dintre dealer și bijutier, dealerul merge la gemolog ca să certifice, să identifice și să clasifice gemele, adică pietre prețioase. Iar după ce gemologul explică și toate caracteristicile pietrei prețioase, această piatră prețioasă merge la bijutier, care este montată în bijuterii. Ok, am înțeles. Odată, mai întâi este și șlefuită piatră prețioasă. Da, da, deci practic voi o prelucrați și mai apoi ajunge la bijutier care o mai prelucrează, nu știu, în forma în care vrea să fie pusă pe bijuterie, pe inel, pe... Nu chiar, șlefuitorul șlefuiește piatra prețioasă. Gemologul spune calitățile pietrei prețioase. Ah, ok. Ca după aceasta se poate fi vândută la un bijutier. Cum devii gemolog? Ce trebuie să faci? Depinde. Eu, spre exemplu, eu sunt gemolog specialist pentru că am studii superioare în gemologie. Adică am master și doctorat pe gemologie cu disertația și respectiv doctoratul pe diamante. Asta mă face gemolog specialist. Dar majoritatea gemologilor sunt gemologi pentru că au absolvit un curs sau un program gemologic superior sau un program acreditat, cum ar fi cel din România de la Centrul Gemologic Român. Am înțeles, deci nu e neapărat să urmezi o facultate, o specializare, o școală, se poate cu un curs. Da, exact. Spune-mi ce vrei să te faci tu când erai mic. Sincer, m-am ocupat de gemologie de când eram mic, de la 8-9 ani. Este afacere de familie pentru mine. Deci, gemolog am vrut să mă fac de când eram mic și asta am devenit. Practic ai crescut cu gemologia. Exact.
Dar dragostea mea cea mai mare pentru gemologie și pasiunea asta a venit în 2014, când am făcut cursul de gemologie avansată, adică programul gemologic superior, la Bursa de Diamante din Israel, acolo unde sunt și membru. Asta am început să aprofundez această meserie. Da, acum nu știu dacă ar mai fi ceva de spus, dar te-a atras ceva în mod special la meseria asta? Da, sincer, m-a atras un lucru în special, și anume faptul că o piatră prețioasă mică, cum ar veni, poate să coste cât o casă. Și cum atunci am învățat că la pietre prețioase contează calitatea și nu cantitatea. Adică sunt pietre prețioase mici, să zicem, de un diametru de vreo 1 cm, care pot să coste cât o casă, sau sunt pietre mari de vreo 5 cm în diametru, care pot să fie și 200-300 de euro, chiar diamant. Dacă e mare, nu înseamnă neapărat că e o pietră prețioasă valoroasă. Spune-mi cum ajung pietrele prețioase la gemologi. Lăsând la o parte, mi-a explicat că la bijutiere ajung de la un dealer, tot timpul ajung la voi de la un astfel de dealer. Nu neapărat. Noi, spre exemplu, mai vin și persoane, consumatori, clienți, care nu știu valoarea și nu știu ce bijuterii au, ce pietre prețioase au. Spre exemplu, ei vin să afle proprietățile gemologice la noi și noi le dăm în scris, le dăm un raport gemologic. Care e cea mai mare provocare, să zic, din meseria pe care o ai? Cea mai mare provocare ar fi faptul că trebuie să mă acomodez și să mă adaptez de fiecare dată la noi cerințe ale pieței, deoarece apar întotdeauna noi pietre prețioase sintetice, noi simulante, noi tratamente ale pietrelor prețioase. Și dacă nu țin pasul, sunt depășit, cum s-ar spune. Am înțeles. Deci, practic, și în meseria asta, la fel ca în altele, apar chestii noi, tot timpul trebuie să fim într-o continuă învățare. Exact, da. Am înțeles. Să continuă auto-îmbunătățire, cum s-ar spune. Care este cea mai prețioasă piatră pe care ai studiat-o până acum? Povestește-ne puțin despre ea. Gemologul, în primul rând, el nu evaluează pietre prețioase. El le identifică, clasifică și certifică. Dar, din câte mi-aduc aminte, a fost un diamant destul de scump, aproape valoarea unei case, deci pe care am ținut în mână. Nu mai știu exact cât valora, dar chiar mi-a plăcut și am stat, țin minte, vreo aproape 5 ore să-l analizez. Așa, microscop, și am făcut toate testele posibile și cu spectroscopie Raman și spectroscopie FIR și cu raze X. Despre ce piatră e vorba? Ce denumire are? Nu știu cum... Diamant. Deci nu are vreo, nu știu cum să zic, vreo subcategorie sau ceva de genul ăsta. Nu. Ok. Cum te simți când ții în mână o piatră mică, dar, cum spuneai mai devreme, care are o valoare poate chiar ca o casă? Sincer să fiu, primul lucru, mă duc la microscop, fac microfotografii, după fac mai multe teste, pentru că chiar îmi place ceea ce fac și chiar vreau să aflu mai multe despre ea și ce tipuri de incluziune are. Poate are grafit, poate are olivin, poate are granat. Are granat. Depinde. Vreau să aflu cât mai multe despre ea și dacă pot să o identific. Apropo de asta, dacă, nu știu, faci analize și nu îți dai seama, nu o poți identifica, ce faci mai departe? Atunci caut în mai multe cărți, avem și o gemotecă, avem și o bibliotecă foarte vastă și caut în mai multe cărți, mai multe informații. Dacă nu găsesc nici în cărțile respective, caut pe internet, caut pe site-uri specializate, cum ar fi Scopus, ResearchGate, caut pe mai mult, până găsesc. Da, deci la un moment dat tu trebuie să găsești cumva, într-un fel... Exact, prin perseverență. Spune-mi cum arată o zi de lucru din viața ta, din viața unui gemolog. Ce faceți voi așa, într-o zi de lucru?
Într-o zi de lucru, în principiu, noi gemologii lucrăm în laborator și identificăm, clasificăm, certificăm pietre prețioase, mai ales la microscop. Eu fac și microfotografii și teste de spectroscopie, de duritate, de refracție, de reflexie, aluminii, măsor și propagarea luminii în pietre prețioase, mai ales în diamante. De exemplu, după fac mai multe teste ca să aflu ce tratamente a avut, de ce tratamente a avut parte o pietră prețioasă. Super! Deci se poate să afli și ce tratamente i-au fost făcute. Exact, da. Foarte tare! Spune-mi, de ce calități are nevoie cineva pentru a deveni gemolog? Perseverența, înțeleg că e una din calitățile de care ai nevoie. Asta vreau să spun acum. Da, perseverență și dorința de auto-îmbunătățire în permanență. Ca să, pentru că, dacă, cum am spus mai devreme, asta este și cea mai mare provocare, dacă nu ți pasul, la un moment dat o să fii depășit de situație. Ca în orice altă meserie, sunt lucruri plăcute și lucruri mai puțin plăcute. Spune-mi ce-ți place ție cel mai mult la meseria pe care o ai și ce-ți place cel mai puțin. Cea mai mult îmi plac provocările, pentru că nu mă lasă să mă plictisesc. Chiar îmi place ceea ce fac și chiar îmi place să mă auto-îmbunătățesc în permanență și să fiu mereu informat cu absolut tot, toate tipurile de tratamente, toate tipurile de pietre prețioase sintetice. Iar referitor la ce nu-mi place, ar fi unele tipuri de prelucrări, cum ar veni, de șlefuiri, știți? Pentru că sunt și multe tipuri de pietre sintetice și cum ar veni, și îmi place, dar și nu-mi place chestia asta, acesta. Pentru că trebuie să mă informez în continuu despre chestia asta, dar țin pasul. Dar știu că, într-un fel, că dacă nu țin pasul, sunt depășit de situație. Am înțeles. Acum, în final, vreau să le oferi copiilor care poate vor să urmeze meseria asta câteva sfaturi de care să țină cont. Sfaturi care să vină de la tine, specialist în gemologie, nu de la oricine. Sfatul ar fi să, în primul rând, să le placă ceea ce fac cu adevărat. În al doilea rând, să aibă perseverență, să dea dovadă de perseverență și să nu se dea bătuți, oricât de greu ar fi să nu se dea bătuți. În opinia mea, asta este cel mai important în orice meserie pe care o faci. Da, adevărul e că trebuie să-ți placă orice faci. Primul lucru, cred că asta e, trebuie să-ți placă, altfel nu poți să ții pasul cu ceea exact. Ce se întâmplă. Exact, nu te prajezi. Copii, cam asta a fost. Ați văzut ce înseamnă gemologia, ce înseamnă să fii gemolog, ce face un gemolog și mai mult decât atât, cum ajungi să fii gemolog. Noi ne vedem și data viitoare cu o altă meserie. David, mulțumim frumos pentru toate informațiile. Pe voi vă invităm să ne urmăriți în continuare pe canalul de YouTube, pe site și pe rețelele noastre de socializare. Spune-te, rog. Noi la Centrul Gemologic Român mai organizăm ziua porților deschise și dacă ar fi doritor de copii care să se uită la pietre prețioase, la microscop și la diamante, noi îi așteptăm pe toți și putem să dăm și niște ponturi cum să identificați pietre prețioase față de simulante sau de cele sintetice și cred că ar fi destul de util pentru mulți copii. Da, și când au reloc evenimentul ăsta sau nu e o dată stabilită? Este o dată stabilită, în principiu, dacă mi-ați putea scrie voi pe WhatsApp o săptămână înainte, ar fi cel mai bine. Preferabil în luna octombrie sau până la jumatea lunii noiembrie. A, ok, deci se poate organiza oricând dacă vine solicitarea din partea cuiva. Da. Ok, am înțeles. Mulțumim frumos. Păi probabil o să ne organizăm și o să vedem, poate venim în vizită. Sigur, noi vă așteptăm la Centrul Gemologic Român, suntem și pe Google Maps.